Hristos a înviat, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. S-au terminat sărbătorile pascale, dar iată că noi ar trebui în aceste zile să ținem cont de faptul că 40 de zile a fost post, 3 zile ne-am îndopat, pentru că așa este românul, iar acum organismul nostru resimte ceea ce s-a acumulat în ultimele zile. De aceea discutăm astăzi despre ce dietă ar trebui să adoptăm fiecare după masa îmbelșugată de Paște. Despre această dietă discutăm cu doamna Adina Rusu, nutriționist. Bună ziua, Hristos a înviat, mă iertați. Adevărat, Hristos a înviat și bine ați venit în platourile noastre. Există vreo rețetă fermecată sau ceva, cum să vă spun, ceva care în interval de o săptămână să putem să dăm jos kilogramele care le-am pus în 2-3 zile? Oricât de mult ne-am dorit acest lucru, nu există. Îmi pare rău să vă dezamăgesc, tot disciplina e soluția și în această situație. După perioada de post, în care alimentația a fost în foarte multe cazuri restrictivă, nu e tocmai o alimentație echilibrată nutrițional, a venit perioada sărbătorilor și am trecut astfel dintr-un dezechilibru în altul. Organismul nostru are nevoie acum de o perioadă de refacere, de o perioadă de revenire la o alimentație cât mai echilibrată nutrițional, în care să respectăm mesele principale ale zilei, să respectăm porțiile și să-i dăm organismului posibilitatea să se refacă cu forțele proprii. Nu există o soluție miraculoasă. O pastilă și ard toate caloriile în plus. Nu. Oricât de mult ne promit producătorii de medicamente, nu există asemenea... Chiar vreau să vă întreb, pentru că chiar și online, dar chiar și prin magazine, nu neapărat magazine online, sunt tot felul de reclame, slăbești 3 kg parcă în 2 zile cu aceste pastile. Dacă ar fi fost adevărate și s-ar fi realizat aceste promisiuni, atunci n-am mai fi avut această problemă cu obezitatea cu care ne confruntăm astăzi. Ar fi fost foarte simplu. Persoanele cu obezitate ar fi consumat una, două, mai multe pastile de acest gen în funcție de excesul, greutate, exact, da? De greutate, și am rezolvat problema, dar nu există. Obezitatea este o afecțiune foarte complexă, determinată de foarte mulți factori, și atunci fiecare persoană trebuie abordată individual. Una este să ne referim la câteva kilograme puse în perioada sărbătorilor și alta este să ne referim la o afecțiune cauzată de factori genetici, de alimentație și de mulți alți factori de mediu. Haideți să intrăm, cum se spune, în miezul problemei, pentru că pe toate posturile sunt prezentate o serie de rețete care ar trebui, știu eu, aplicate imediat după sărbătorile pascale. Am văzut undeva supe, creme făcute din banane, din broccoli, din o leacă de miere de albine. Sunt așa de miraculoase aceste rețete? Nu sunt neapărat miraculoase, ne pot ajuta pe moment să ne simțim organismul un pic mai ușor. Mâncăm supe și, prin urmare, după perioada de sărbători în care am mâncat foarte multe alimente grele, ne simțim un pic mai bine. Asta nu înseamnă că trebuie să mâncăm tot felul de alimente preparate după rețete exotice. Putem să mâncăm o supă preparată în mod tradițional românește, care să ne și placă. Până la urmă, trebuie să mâncăm alimentația specifică zonei în care ne-am născut. Mult mai bine ar fi să ne orientăm spre piața, acum spre salate. E un sezon foarte prielnic. Chiar dacă o să mâncăm o porție de carne cu o salată, să nu rămânem doar pe salate, pentru că e grea trecerea. Merge și o bucățică de carne la salată? Ar fi absurd să presupunem că după perioada de sărbători putem trece doar la salate. Ar fi absurd să pretindem așa ceva, să așteptăm așa ceva de la oameni. Prin urmare, putem să trecem treptat spre o alimentație mai echilibrată, o alimentație care să conțină și un picuț de proteină, carne, caș, brânzeturile de sezon, și cu o salată preparată din legume la fel de sezon. Bun, haideți să vă întreb un lucru, pentru că întâmplător, baleind, cum se spune, pe rețeaua de posturi de televiziune, am văzut o recomandare să începem o dietă masa de dimineață. Micul dejun adunase ceva în blender, toate le-a mărunțit, a făcut așa un fel de cremă
care o bei, că nu poți să spui că o mănânci, că o bei. După care prânzul și cina, a spus, domnule, mâncare solidă. A doua zi, micul dejun și cina lichidă și numai prânzul solid, după care a treia zi, toate trei mesele lichide. De alea le bei, că e benefic, nu e benefic. Nu e benefic pe termen lung. Noi trebuie să ne corectăm alimentația. Slăbim corectându-ne, de fapt, obiceiurile alimentare. Nu o să putem toată viața să mâncăm micul dejun sub formă lichidă sau prânzul sub formă lichidă. O masă sub această formă se asimilează foarte rapid, senzația de sațietate dispare într-un timp foarte scurt. Da, vom slăbi pe moment, pentru că o masă sub formă, o mâncare sub formă lichidă conține foarte multă apă. Dar ulterior vom reveni la alimentația noastră obișnuită, pentru că nu am învățat să mâncăm un mic dejun echilibrat, nutriționist, cu alimentele care ne plac nouă. Bun, dar nu, eu vă întreb pentru perioada asta, că toată lumea zice, domnule, s-au terminat sărbătorile pascale, dar vin 1 mai. 1 mai zi liberă, mergem și noi la piscină, mergem poate, știu, la ștrand sau undeva, chiar la mare, dacă va fi cald. Și trebuie să arate corpul, oricum. Deci în perioada asta, o săptămână, două, s-ar putea ține o astfel de dietă cu micul dejun și cina lichidă și numai prânzul, mâncare solidă? Riscăm să trecem într-un alt dezechilibru. După dezechilibrele cauzate de perioada de post și dezechilibru cauzat de sărbători, să trecem într-un alt dezechilibru, pentru că e destul de greu ca sub formă lichidă să avem o masă echilibrată nutrițional. Prin urmare, eu nu recomand nici măcar o săptămână astfel de regimuri. Uh-huh. Trebuie să revenim la o alimentație cât se poate de variată, echilibrată nutrițional, porții corecte, să facem pauză între mese ca să lăsăm organismul să digere corect alimentele, să facem pauză de la consumul de alcool care poate a fost în cantitate prea mare în perioada sărbătorilor și așa să dăm român, da. Și să dăm timp ficatului să-și refacă funcțiile. Bun, dacă ar fi să recomandați acum, după, v-am spus, după aceste sărbători, trebuie să recunoaștem că anul acesta au fost sărbători frumoase. Care ar fi alimentele pe care le-ați recomanda telespectatorilor noștri să le consume pentru a reveni la niște obiceiuri sănătoase dinainte de post? În primul rând, ar trebui să nu consume alimente procesate și alimente care conțin foarte mult zahăr, adică cele care ne fac foarte mult rău. Și apoi să includă cât mai multe legume și la gustări fructe. Dar cât mai legumele ar trebui să fie baza, legumele proaspete. Preparate termic sau proaspete? Proaspete, cât mai deci mult legume proaspete. Legume. Da, înseamnă ca să primim că vă referiți la salată, salată la greu cu tot felul de legume, roșii, castraveți, mărar, morcov, puse acolo, nu? Rețetele care ne plac, dar cât mai multe legume crude, astfel încât organismul să primească vitaminele și mineralele de care are nevoie pentru a funcționa optim și pentru a-și face și acea detoxifiere proprie pe care organismul are capacitatea să o facă singur. Nu trebuie să-i aducem noi nicio soluție miraculoasă. Știți că oamenii spun, domnule, bun, am o lipsă de magneziu, am luat pastila de magneziu, am, știu, o lipsă de calciu, iau pastila de calciu. Căutăm soluții rapide, în general. Dacă e un deficit semnificativ, atunci, da, poate că un supliment e soluția, dar nu luăm suplimente când nu e cazul. În general, se practică acest lucru. Luăm suplimente care să conțină multivitamine, multiminerale, luăm o pastilă miraculoasă. Nu sunt la fel de eficiente ca alimentația. Organismul nostru recunoaște vitaminele și mineralele din alimente și le asimilează cel mai bine pe cele Bun, de acolo. Dar vreau să vă întreb totuși un lucru, pentru că, iată, spuneați că să trecem legume, fructe. Mai există o vorbă în popor, cea mai bună legumă tot carnea de porc este, dar trecem peste asta. Sunt acele persoane care au, poate că au abuzat în sărbătorile pascale, dar care ar dori ca imediat zilele acestea să meargă și la sală. Pot face același efort cum îl făceau înainte dacă mănâncă numai salată și fructe? Doar salată și fructe nu este în regulă să mănânci, ar trebui să aibă și sursa de proteină, după cum spuneam anterior, adică brânză, carne, ou sau proteine de origine vegetală. Deci ne trebuie o alimentație echilibrată nutrițional. Dacă făceau sport și înainte, atunci știu exact cum ar trebui să mănânce, că avem nevoie de o masă după efortul fizic pentru refacerea musculaturii. În mod normal trebuie adecvată alimentația în funcție de efortul fizic pe care îl depunem. Și cei care merg la sală, în general, ar trebui să cunoască aceste reguli de la instructori. Dacă sărbătorile au ținut așa cum e normal 2-3 zile, atunci e ușor să revenim la programul de sport dinainte. Dacă însă au început cu o săptămână înainte, e posibil să ne fie un pic mai greu. E o leacă mai greu. Asta pot să vă spun pe propria piele. Chiar cum a spus înainte de misiune, când stăteam de vorbă, am cam furat startul. Bun. Adesea vă mai întreb încă un lucru, pentru că, iată, mulți prieteni și colegi de-ai mei
Spun, doamne, mă duc la saună, intru în saună și așa mă simt așa de bine, elimin toate toxinele din organism. Toxinele din organism nu o să le eliminăm dacă pur și simplu mergem la sală și ne deshidratăm. Eliminăm multă apă, multe săruri din organism. Odată cu apa nu eliminăm și toxinele? Eliminăm o parte dintre ele, dar ca să eliminăm acele toxine avem nevoie de mișcare. Pe lângă alimentația sănătoasă care să ajute organismul să elimine toxinele în mod natural, avem nevoie și de mișcare pentru stimularea drenajului limfatic. Nu vor fi eliminate toxinele dacă mergem și doar stăm la saună. Trebuie combinate cumva toate aceste măsuri. O plimbare nu e chiar greu de făcut, e frumos afară, de acum putem prinde curaj și putem încerca să mai mergem puțin tel pe jos. Asta în cazul celor care nu merg la sală. Alături de alimente cât mai proaspete, de fructe, legume care să ne aducă... Dar știți care e problema? Pentru că la ora actuală există un curent care spune în felul următor, domnule, fructele și legumele care le găsim în magazin sunt pline de chimicale. Parcă n-aș consuma. Există un curent acum care ne spune că nici carnea nu e bună, nici ouăle nu sunt bune, nici lactatele nu sunt bune, nici fructele și nici legumele nu sunt bune și atunci nu ne mai rămâne nimic să, ba da, să apă, mâncăm. Apă și apă îmbuteliată, toate, care poate nici aia nu-i... Din ce am remarcat eu, cei care, cel puțin dintre pacienții pe care am avut eu, cei care merg pe astfel de idei, se confruntă cu un alt paradox. Consumă băuturi carbogazoase, consumă dulciuri, adică refuză să consume carne, brânză, lactate pentru că nu sunt bune, sau fructe și legume din supermarket pentru că nu sunt bune, că au toxine, că nu sunt naturale și că au ingrediente artificiale în ele, dar consumă foarte multe dulciuri procesate și sucuri. Sunt astfel de cazuri. Care e mult, exact, mult mai relă decât... Exact, e un paradox și destul de frecvent din ce am văzut eu. Prin urmare, nu e bine să mergem la extremă. Nu o să ne facă rău o singură masă. Dacă se întâmplă la un moment dat un produs să nu fie tocmai ok, nu o să ne îmbolnăvească acea masă, așa cum o masă sănătoasă nu o să ne vindece. Prin urmare, trebuie să alegem echilibru și calea de mijloc. Nu o să mâncăm numai carne, așa cum nu o să mâncăm numai ouă și numai brânză de un anumit tip. Trebuie să avem o alimentație cât mai variată. Există, trebuie să vă întreb, anumite alimente care acum, dacă ar fi consumate cu predilecție, ar ajuta organismul? Dumneavoastră a spus de legume și fructe. Stau și mă gândesc, migdale, fructele astea exotice, îi văd pe mulți, domnule, dacă mănânc, nu știu, combinație între papaya cu ananas și nu mai știu cu ce, organismul meu se reface mai repede. Sunt studii făcute pe diverse alimente și s-a văzut că unele alimente ajută mai mult decât altele. Cum ar fi rodea, cum ar fi ceaiul verde, cum ar fi broccoli. S-a văzut că anumiți compuși din aceste alimente ajută organismul la propriile procese de detoxifiere. Deci aceste astfel de alimente și fructe ar trebui în perioada asta pentru un efect mai rapid, zic eu. Exact, să le includem alături de alimentele de sezon. De asemenea, pentru scăderea în greutate, s-au făcut studii pe migdale și pe fistic. S-a văzut că o gustare cu migdale sau cu fistic ne poate ajuta să scădem mai mult de la nivel abdominal, de la nivelul țesutului gras aflat la nivel abdominal. Și sunt tot felul de studii care încurajează consumul anumitor alimente. Ce trebuie noi să reținem? Că orice aliment, oricât ar fi de sănătos, dacă îl consumăm în cantitate prea mare, nu mai este sănătos. Orice e în plus ne va face rău. Dacă o să începem și o să mâncăm kilograme de rodii sau de broccoli sau mai știu eu ce, migdale în cantitate foarte mare, atunci nu o să ne fie bine. Toate trebuie consumate cu moderație și la timpul lor. Am înțeles. Mulțumim pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, înainte de a pune punct final, da, s-au terminat sărbătorile pascale, da, s-au terminat cu acele mese îmbelșugate. Gândiți-vă că vine 1 mai, zi liberă în care mulți dintre noi dorim să mergem, v-am spus, la piscină, poate la strand, la mare, nu? Și ar trebui să arătăm cât uși de cât bine. Așa că vedeți ce consumați și în ce cantități consumați. Până data viitoare, cele bune! La revedere!